Deci tu, Roberta, l-ai chemat pe Ștefan pentru că ai simțit să vorbești cu Ștefan. Ai simțit să ai o cameră și cu Ștefan. Am vrut să clarific ceva cu el. Ce ați clarificat? Ce ați văzut? Am rămas prieteni. Dacă ți-ai fi dorit de la început ceva cu mine, să mă cunoști pe mine, ai fi făcut pași doar către mine. Nu ai fi zis, da, aș vrea și din partea ei ceva. Dar și vouă vă plac joculețele, pentru că ieri ați zis să mergem amândouă la Ștefan să-i vedem reacția. Adică... Ascultă-se, o secundă, ăsta e ultimul discurs pe care l-am cu tine, crede-mă, jur. Fără mișto. Doamne. Nu că pleci. O să fim doar de salut în casă atât. Pentru că m-ai supărat și nu... Nu știu, o dai, te duci la interacțiune cu Larisa, du-te! O dai foarte urât, frate, lasă-mă cu ăsta, nu arunca vina pe destea, că nu suntem copii, ce-i? Ce, cum? Păi nu suntem copii, ce-i? Ce, m-a deranjat? Asta e o glumă, da, te-a deranjat. Nu a fost o glumă! De ce te-a deranjat? A care mai era de proastă. Păi? Opa. Te-am luat eu pe tine de proastă? În viața mea nu te-am luat de proastă.